Hai să vedem. Bună dimineața. Hai să vedem ce are Filip astăzi la calendarul advent, la cadou cu numărul 10. Le-am mai învârtit eu așa între ele. Da. Și? Nu din asta. Mai am una din asta. În dinozaur. Nu din pisa din asta. Ești fericit? Da. Vrei să colorezi, să pictezi asta? Da, acum, iarăși. Ești fericit? Da, eu strângă. I l-am dat la ziua numărul 10, deși ieri a avut tot un tablou așa. Eu mai am tot din ăla. Pentru că a fost foarte fericit și încântat de cadoul de ieri, așa că astăzi am zis că îl dau și pe acesta. Și mai are... Da, ia să vedem. Mamă, ce frumos! Tot așa pe numere. Și o acadică, la fel ca omul de zăpadă, nu? Da. Cade una când închid. Da, s-a desfăcut un pic, s-a deslipit. Ce frumos! Mai facem poză cu ea? De ce? Mamă, avem din nou un cedar afumat. Vai, deci a fost atât de bun cel de ieri și astăzi avem tot un cedar afumat. Yummy, e foarte bun, da. Cel mai bun, din tot calendarul îmi place cel mai mult. Acesta afumat. Dacă găsiți cedar afumat, să vă cumpărați, că e foarte bun. Se cam ușurează calendarul meu, se cam termină ușor, ușor, acușica. Hai să vedem, 10 și la calendarul de la Revolution. Așa arată căsuța. Și am la ziua numărul 10 un iluminator. Am zis că e aici, de acolo. Mulțumesc! When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas. A winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. There's joy in the air, families near. We give thanks for this past year. Bună dimineața, bine ați revenit la Vlogmas, ziua 11. Este duminică și noi am început de câteva ore dimineața, dar n-am filmat. Mi-am făcut o ciocolată caldă. Pentru că în dimineața asta nu m-am simțit foarte bine, așa că mi-am făcut un loc de cafea. Ok. Și am făcut deparazitare la pisicei. Da, sau antideparazitare, nu știu cum se spune. Am ajuns la părinții mei, am venit puțin în baie să vorbesc cu voi. N-am mai reușit să mai vorbesc. Este duminică și am venit să facem brăduțul de vreo 3 sau 4 ani. În fiecare an, doar eu cu Andreea facem bradul la mama, venim și facem bradul noi. Mi-am făcut unghiuțele de dimineață, mi-am făcut așa un alb cu... Așa, efectiv așa este oja. Unghia aceasta din mijloc este mai lată. Bine, acum cred că am și lăsat-o puțin mai lată, trebuia să-i mai pilesc puțin colțul acesta de aici. Dar de fel, așa, unghia aceasta la mine este puțin mai lată. Mi le-am făcut însă mai mici, că nu mai erau prea lungi și mă enerveau foarte tare. Până la Crăciun o să mai întrească cu o să mi le mai fac eu. O venit și sora mea, m-am pletit mama, mi-am pletit părul. Mi l-am spălat de dimineață și am rugat pe mama să mi-l împletească. Și o să încerc să stau așa cu el, să-i dau drumul mâine și mâine o să am părul creț. Rareș este în drum spre casă, am vorbit de dimineață cu el și era în Austria.
sper să ajungă cu bine și să ajungă fără nicio problemă, pentru că mașina este una destul de veche. Fratele lui Rare vrea să-și aducă mașina lui veche în România, acasă. Așa că sper să ajungă cu bine. O să facă, am înțeles, o să se oprească la Arad o noapte, cred, și apoi o să vină, nu știu, cred că pe la vreo marți, să ajungă acasă. Am zis eu, o să ajungă cu bine. Important e să ajungă cu bine, nu mai contează când și cum vin. Conduce și el, conduce și fratele lui, așa că merge treaba destul de bine. Cam asta ar fi. Începem și astăzi un nou vlog. Este duminică, după cum am spus. Vlog masiv a 11. Și vă iau așa cu noi pe parcursul zilei de astăzi, pentru că o să fie o zi frumoasă. Facem brăduțul cu părinții mei și cu sora mea, facem așa ca în copilăria noastră, cu toate că nu mai este ce-o fost, în sensul că făceam altfel bradul atunci, era altfel, puneam altceva în el, era foarte diferit. Tatăl meu se ducea în pădure și aducea bradul pe vremea aceea. Acum însă l-au cumpărat, au fost aseară după amiază, după amiază în oraș, l-au cumpărat și astăzi îl facem. Gata, începem vlogul, nu mai lungesc vorba, ne vedem mai târziu. Brăduțul acesta este făcut de fratele meu. Lui îi place să facă așa tot felul de DIY-uri și este făcut de el. Mama și-a pus aici luminițe, cum își face ea de fiecare dată. When everything is white, glimmering silver white, stillness fills the night, it's Christmas. A winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. There's joy. Acum vedeți și husa de la telefon. Brăduțul este aici. Vi l-am arătat eu puțin aseară. Iar pe aici sunt tot felul de cutii cu tot felul de globuri. Parcă cu alb și argintiu. A zis mama că vrea anul ăsta să-l facă. Mama și-a cumpărat tot ce trebuie. Eu și Andreea o să-l împodobim. Poate să vină și mama să-l împodobim împreună. Mama e foarte fan în Crăciun, după cum v-am mai spus eu, are tot felul de decorațiuni dintre acestea de Crăciun și vă mai arăt așa puțin, pentru că știu că este și vouă dor de părinții voștri și de... știu că aveți cu toții amintirile acestea de copilărie și vă place atunci când vă filmez, când vin la părinții mei. Asta este prima căsuță pe care am primit-o eu cadou de la Rareș în primul nostru Crăciun împreună și este la mama. Ce să vă mai arăt? Acolo este ciocolata de la giveaway-ul de anul trecut. Bineînțeles că mama nu a mâncat-o, a păstrat-o. Ce să vă mai arăt? Acolo este o poză cu mine și cu Rareș de la nuntă. Vreau să-mi fac și o cafea, să-mi pun așa un bănuț de ciocolată. Ieri mi-am făcut cu o ciocolată de la Philip Kinder și a fost atât de bună. Ia să vedem. There's joy in the air. Family's near. We give thanks for this past year. Oh, nothing compares to the love that we share. Oh, what a bliss. A green red delight. With glimmering silver white, you dazzle us all, from big to small. Warm laughter and white smiles, my presents stacked in piles. Take me away, Christmas Day. Take me away, Christmas Day.
mother and child. Holy infant, so tender and mild. Sleep. Revelație! Fiați că există ciocolată caldă de la La Festa cu mentă. Eu habar n-aveam, mama a descoperit-o. Greșeală! Pisicului care a căzut. Ce faci? Deci pisicul părinților mei, acela pe care l-am arătat în vlogul anterior, a căzut de acolo de sus în ceva de la găini cu apă și a stat, cine știe cât a stat el, și a stat în frig până a venit părinții mei acasă și l-au găsit. Gata, plecăm și noi acasă. S-a făcut noapte între timp. Ia ăsta acasă. E foarte frumos. Gata și brăduțul. Acum se vede puțin mai bine, dar pe mine mă doare capul de la luminile astea. Amețesc aici. E foarte frig. Ia uitați cum arată copacii noștri. Frig în continuare, ceață. De câteva zile tot ceață. Ia. Mașina lui tataia. Pa! Am ajuns acasă de 5:30. Filip se uită puțin la desene, că astăzi nu s-a uitat. De dimineață nu s-a uitat și astăzi la mama nu s-a uitat. Așa că i-am promis că las puțin la desene și apoi mă duc să fac dușuleț și să-l pregătesc. Pentru că mâine dimineață îl duc ce prietenul nostru Andrei la grădiniță, că este ceață și eu nu mă risc să mă duc. Pentru că mâine are ședința foto de Crăciun. Am plătit 68 de lei, dacă nu cumva. Cum am plătit și anul trecut pentru mai multe poze, brelocuri. Mă rog, noi le dăm așa, dăm la părinți, în principiu, la bunicii lui Filip. Și mâine la 11 are ședința foto. Așa că o să-l duc Andrei, Rareș nu ajunge, din păcate, ca să-l ducă el dimineață, pentru că se oprește în Arad și mâine dimineață pe la 10 vine spre casă. Deci mâine
dimineața o să fie și noaptea aceasta o să fie în Arad. Rareș nu știe ce l-așteaptă, nu știe ce vreme l-așteaptă. Erau 11 grade în Anglia dimineață, ieri dimineață, când, aseară când au plecat de fapt. Erau 11 grade și au zis Rareș cu Adi, cu fratele lui, că e foarte frig, dar ei nu știu ce îi așteaptă. La noi în momentul de față avem, dar pe lângă faptul că avem frigul ăsta, minus 4 grade avem la Piatra Neamț. Și se anunță minus 6 în noaptea asta, deci o să fie și mai frig. Teoretic, nu știu, așa arată. Maxim minus 2, minim minus 6. Nu știu, așa arată. Luni minus 3, marți 1 grad, miercuri 1 grad, joi 2 și apoi tot așa 1, 2. Și ziua maxim 7 grade. Deci e foarte frig. Da. Și cam asta ar fi, dragilor. Nu știu ce mai fac în seara aceasta pentru că m-aș duce să mai strâng puțin. Mai am niște haine de întins. Mai strâng puțin prin casă și cam atât. Mâine o să fie zi de curățenie. Și mâine, și de gătit, cred că mâine seara ajunge Rareș acasă, vreau să fac o ciorbiță rădăuțeană, vreau să fac un chec mâine. Deci o să avem ce să filmăm și mâine. Și cam atât pentru astăzi. Cred că o să închid vlogul aici, o să fie probabil cel mai scurt vlog al meu, dar nu am avut ce să filmez pentru că am fost la părinții mei și am petrecut timp așa împreună. Am încercat noi să și filmăm, am filmat și eu, filmat și Andreea. Doar că, n-am filmat foarte mult, vă dați seama. Dar a fost frumos, chiar ne-am simțit foarte bine. Am și mâncat, am băut și o ciocolată caldă acum la final. Și nu mai pot de somn. Mi-este foarte somn. Nu mai ajung cu somnul ăsta pentru că mă trezesc dimineața. La 7-7 și jumătate sunt în picioare fiecare zi. Și mă culc, am zile, nopți în care mă culc și la 3. Deci, da. Dar o să vină Rareș acasă și probabil că o să am mai mult ajutor și o să pot să mă odihnesc mai mult și dimineața o să-l mai duc cu el pe Filip. A dat aici temperatură de simțit-o minus 7 grade. Cam atât, dragilor, vă mulțumesc pentru vizionare, vă pup cu drag și vă aștept în următorul vlogmas. Pa! When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas.